Mărunca niște pâine, da, e cam dimineață, nu știu dacă o să se ridice ei la suprafață, poate peste vreo 2 ore. Așa de dimineață nu cred că se ridică, dar nu. Pâinea am aruncat-o și scot bățul și aștept. Stânga se vede un amur mare, mare. În dreapta am aruncat eu o bucată de pâine, dar nu e interesat deloc. Pur și simplu face plajă. Să mai arunc o bucată de pâine spre el. Ori se sperie, ori o să o ia. Deci am aruncat pâinea la mustăți. A stat câteva secunde pe loc și după aia a plecat. Deci nu. S-ar putea ca astăzi să nu mai intre niciun amur. Am avut mare noroc că l-am prins pe ăla, cred. Dar nu. Speranța moare ultima. Primul semn de viață. A ieșit soarele și peștii încep să urce la suprafață. Și am văzut un pește. Nu mi-am dat seama dacă era crab sau amur. Dar a încercat să ia pâinea și a ratat-o. Oricum, e primul semn de viață. Dimineața asta. Era să-mi tragă băț în apă. Pare ceva mare. E greu cu iarba asta. Și l-am luat de ei de la mal.
Dacă luăm din larvă, dați-mi, că nu avem nicio șansă să le scos. Oh, asta-i crap. Mamă, cât a crăpălău. Capul meu, câta iarbă! Gata! Yes. Un crăpălău nebun. Mamă, cât e. Ce frumos. Am așteptat câteva ore, dar a meritat așteptarea. Am prins în sfârșit o oglindă dintre acelea pe care le vedeam cocoța prin copac. Este super, super frumoasă. Să vă arăt și vouă imediat. Thank you.
Asta de capul meu, cine știe câți ani are oglinda asta. Păi să ajungă la dimensiunea asta, trebuie să aibă 10-15 ani minim. Uf, super! Să-i fac și o poză imediat și liberarea după aia.